desigur, eu nu văd ceasul ăla de aici, așa că despre lupta spirituală am să vorbesc în seara aceasta, pentru că, nu sigur, unul din motivele pentru care, iată, e greu de multe ori să ajungem la casa Domnului, este că și pentru asta este o luptă spirituală. Și pentru a merge la întâlnirea de părtășie a bisericii, se dă o luptă spirituală. Din ce în ce mai mult, lupta spirituală este un mod de viață. Și în seara aceasta, sigur, această temă e foarte mare. Și nu am pretenția că o să intru în toate detaliile. Am să vă dau câteva elemente. Mi-aș dori să rămâneți cu câteva idei importante din această temă majoră și importantă. Și prima ar fi aceasta. Lupta, războiul spiritual este și trebuie să devină un mod de viață. Am să citesc mai multe versete din Coloseni. De fapt, am să încep cu Coloseni, capitolul 1, versetul 13, unde cuvântul ne spune: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a smuls din puterea, aici o traducere mai exact a termenului original, înseamnă ne-a smuls de sub autoritatea întunericului. De sub autoritatea celui rău am fost smulși, iar această smulgere s-a întâmplat, a avut loc la nașterea din nou. Fiecare creștin, când trece prin experiența nașterii din nou, de fapt asta se întâmplă. Este smuls de sub autoritate și este transferat. Este mutat sub o nouă autoritate. Omul schimbă stăpânii la nașterea din nou. Asta se întâmplă. Schimbă autoritățile. Lucrul ăsta e foarte important. Și e foarte bine de știut și să nu uităm lucrul acesta. Copiii lui Dumnezeu, autentici, cei care au experimentat naștere din nou, au fost strămutați, au fost luați, au fost smulși de sub autoritatea celui rău și au fost transferați sub autoritatea Fiului lui Dumnezeu, sub în împărăția, așa cum spune aici, a dragostei sale. De ce trebuie să ne luptăm, în primul rând? De ce trebuie să ne luptăm? Mi-aduc aminte și să vă citesc câteva gânduri pe care le scrieam de mult Pleșu, legat de creștinismul, care este o luptă, iar lupta începe de acolo, de la naștere din nou. Iar această luptă vine, în primul rând, din faptul că omul este liber. Poate că ați avut această experiență, ați avut o dilemă, nu? N-a știut pe unde să o luați, n-a știut ce să faceți, ați întrebat pe cineva, nu? Se mai întâmplă și în familie, chestii de genul ăsta. Nu știi ce să faci și îl întrebi. Întrebi pe cineva, întrebi pe celălalt. Ce să fac? Uite. Și când primești răspunsul, fă ce vrei. Ăsta e cel mai greu răspuns, nu? Tu chiar aveai nevoie de o călăuză, aveai nevoie de o lămurire, aveai nevoie să ți se spună du-te în stânga, du-te în dreapta, fă asta, fă cealaltă. Și cealaltă spune, fă ce vrei. Ăsta e cel mai greu. Cel mai greu răspuns de primit, cel mai ușor răspuns de dat și cel mai greu răspuns de asimilat, fă ce vrei. Creștinismul se bazează pe o libertate totală. Și spunea el, și de aceea este și fragil în interiorul său creștinismul. Are o fragilitate creștinismul. Nu vedeți că vin ăștia din musulmani în Europa și fac ce vor aici, își fac de cap, omoară, ucid, violează, abuzează. Are ceva fragil, cu atât mai mult,
cu atât mai fragil este creștinismul, cu cât, spunea, ziceam preșul, proclamă că ființele umane sunt fundamental libere și că în mod liber trebuie să ne poziționăm în raport cu el. Omul este liber. În timpul întâlnirii sale, față de față cu Pilat, din pont, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu a dorit să-l facă să se închine în fața sa pe cel care îl judeca, dezvăluindu-i întreaga slavă. L-a lăsat să se întoarcă de la el pe cel care se întreba ce este adevărul, în vreme ce el era însuși adevărul. L-a lăsat singur cu conștiința sa, cu mintea sa, cu inima sa, cu riscul crucii, cu riscul morții. N-a intervenit. Putea să un cuvânt să-i spună lui Pilat atunci. Pilat ar fi trecut de partea lui automat. L-a lăsat pe tânărul bogat să plece frământat de la Domnul Iisus Hristos cu întrebările lui, cu nesăbuința lui. De ce? Creștinismul se bazează pe libertate. Omul, Dumnezeu l-a lăsat pe om să plece. E liber. Da, este și ăsta un motiv pentru care multe biserici sunt goale. Da, omul e liber să nu vină vinerea seara aici. Omul e liber să nu vină la Hristos. Omul este liber. Și de aici, și asta este o sursă a luptei. Pentru că este o luptă, se dă o luptă pentru fiecare decizie pe care o luăm în viața noastră. Și ar trebui să fim conștienți de asta. Deci de ce trebuie să ne luptăm? Lupta începe pentru că trăim o luptă. Pentru că suntem în luptă. Ea începe la naștere din nou, cum spuneam. Pavel îi spune lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12, luptă-te în lupta cea bună. El însuși, la capătul vieții, ce spune Pavel? M-am luptat lupta cea bună. Am cântat cântarea, noi suntem ostași ai crucii, un ostaș este unul care se luptă. Și așteptăm cununa, nu? În Apocalipsa, fiecarei biserici, unei părți de la fiecare biserică la care se adresează Îngerul Domnului, Cuvântului Dumnezeu, se adresează Iisus, Îngerului Bisericii, în fiecare biserică este o comunitate, o grupare, cărora li se adresează, spunându-se celui ce va birui. Există o luptă. Că de-aia există biruitor, înseamnă că există și o luptă. Viața creștină este o luptă continuă. Iar tot Apostolul Pavel în Efeseni, când spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, dar avem de luptat împotriva căpeteniilor celui rău. Avem de luptat. Suntem în luptă. Apoi, trebuie să ne luptăm pentru că trăim, suntem în această lume căzută. Trăim într-o lume căzută. În păcat. Din ce mai mult, lucrul ăsta este evident. Din ce mai mult, lumea în care seamănă mai mult cu Sodoma și Gomora. Din ce mai mult. Uitați-vă la tot ce se întâmplă, nu vreau să intru, cunoaștem realitățile acestei lumi în care trăim. Este o Sodomă și o Gomoră lumea în care trăim. Câteodată aceste lucruri ni se păreau că sunt departe, departe de noi, departe de țara noastră, au ajuns și acolo. Există și acolo, deja luptele se dau, au ajuns în Parlament. Iată, trebuie să facem marșuri pentru viață. Sâmbătă, în multe
Mâine, deci, în multe orașe din România vor fi marșuri pentru viață. Trebuie să le facem, pentru că viața însăși este în pericol. Trăim într-o lume căzută. Se dă o luptă pentru sufletele oamenilor. Asta este specificul luptei bisericii și asta ar trebui să fie pe primul loc. Ne luptăm pentru sufletele oamenilor care se duc spre ea. Și biserica este chemată să smulgă oameni din drumul lor spre ea. Este prima menire, prima responsabilitate a bisericii. Să lărcească împărăția lui Dumnezeu pe pământ cu oameni care merg spre cer. Dar pentru asta se dă o luptă. Apoi, există o luptă pentru că noi înșine ne luptăm pentru relația noastră cu Hristos, care este mereu și mereu, nu așa, este mereu și mereu pusă în pericol. Din partea noastră, trebuie să ne luptăm pentru creșterea noastră spirituală. Iată, a venit la biserică, a citit Biblia, a hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, a practicat disciplinele spirituale. Toate acestea presupun luptă și toate acestea contribuie la maturizarea noastră spirituală. Și fără acestea nu există maturizare spirituală. Fără acestea rămânem bebeluși spiritual. Dar pentru toate acestea e nevoie de luptă. E o luptă spirituală. Apoi, în al treilea rând, ca să menționez doar acestea trei foarte importante, luptă pentru sufletele pierdute, luptă pentru relația noastră cu Hristos, pentru maturizarea noastră spirituală și, în al treilea rând, luptă pentru destinul nostru. Pentru că dacă diavolul se luptă ceva în dreptul fiecare dintre noi și fiecărui copil al lui Dumnezeu, se luptă pentru destinul lui. Diavolul știe că un om născut din nou, unui om născut din nou, i s-a schimbat destinul. Și că el nu mai poate să controleze destinul unui asemenea om. L-a pierdut. Și atunci, ce se întâmplă? Se luptă. Pândește. Pândește momentul. De aceea spune Biblia că diavolul răcnește ca un leu. Și de aceea Dumnezeu i-a spus lui Cain să ia aminte că păcatul pândește la ușă. Și asta face diavolul, pândește. Deci, de ce trebuie să ne luptăm? Am înțeles, e o luptă, am înțeles, sper, de ce trebuie să ne luptăm. Cine este dușmanul? Cu cine trebuie să ne luptăm? Lucrurile aici sunt clare. Dușmanul, așa cum am spus și cuvântul Domnului spune în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Au fost, din păcate, momente întunecate în istoria bisericii, când biserica a înțeles și a crezut că dușmanii sunt oamenii, cei pierduți, desigur, cei care cred altfel. Nu aceia sunt dușmanii. Noi avem de luptat împotriva celui rău, împotriva căpetenilor lui, care diavolul care este organizat și Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, trage puțin cortina și ne arată, nu ne permite acum timpul, ne arată câte ceva din modul în care și diavolul cu oștirile lui, cu ungerii lui căzuții, este organizat. Și desigur, modelul lui de organizare, diavolul mereu a copiat și copiază. Îl copiază pe Dumnezeu și modul lui de lucrare, copiază și el. Vedeți, copiază acum familia, are și el familia lui. Dar de ce s-o facă, o face pervertită? El face, are familii bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, nu? Astea sunt copii ale diavolului. Astea sunt degradări.
degradări pe care diavolul a reușit să le inoculeze în mintea omului. Face și el. Dar ceea ce trebuie să știm noi despre inamicul nostru este că el este un înflânt. Vreau să vă citesc în sensul acesta Coloseni, capitolul 2, versetul 15. Cuvântul lui, versetul ăsta e foarte important în ceea ce vrește lupta spirituală. Ce a făcut Hristos cu diavolul? Auziți. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Slăvit să fie Domnul! Ai o veste bună asta, nu? Diavolul este inamicul nostru, este dușmanul, dar important este că el este un înfrânt. De aceea el se luptă de pe poziția unui înfrânt. De aceea el doar stă la pândă, el ne hărțuiește, el face tot ce poate să ne prindă pe picior greșit. Este ceva de genul ce a făcut Balaam, vă duceți aminte, cu Israel. Când Balac îl cheamă și îi spune, nu, blesteamă-l pe Israel, poporul ăsta, că ăsta a venit să ne nimicească. Și Dumnezeu îi spune lui Balaam, nu poți blestema ceea ce eu am binecuvântat. Diavolul știa, și Balaam a știut asta. Și n-a putut să-l blesteme pe Israel. În vreo trei rânduri, nu? Citim în Numeri, capitolul 23-24. În vreo trei rânduri, Balaam, îi cer lui Balaam, vin aici, hai să ne așezăm, fă șapte altare, aduți aici viței îngrășați pe altare, îl pune și la cheltuială. Dar numai nu este blestemul. Pentru că Dumnezeu nu îngăduie. Pentru că ce este binecuvântat, nu poate fi blestemat. Dar, și Balaam află asta. Știa teoretic, dar Balaam trebuie să, iată, să învețe asta pe pielea lui proprie. Dar, și aici apare pericolul. Și acest pericol apare și la noi. Pentru că Biblia și chiar în Noul Testament vorbește despre Biblia vorbește despre trei lucruri în ceea ce îmi privește pe Balaam. Vorbește despre greșeala lui Balaam, eroarea lui, calea lui și învățătura lui. Și aici e problema. Aici este problema. Pericolul astăzi este la învățăturile false. Diavolul câștigă pe teren, câștigă teren în viețile multor creștini. Sau oameni care se consideră a fi creștini prin învățăturile lui. De aceea învățătura este esențială. Și Balaam a câștigat la fel. Pentru că ce a făcut Balaam? În esență, i-a spus lui Balaam, bun, nu îl pot blestema pentru că este binecuvântat, dar vină încoace să te învăț eu ce să faceți voi în așa fel încât ei înșiși, prin comportamentul lor, să intre sub blestem. Pentru că știm că Dumnezeu le-a dăduse porunci prin Moise și Dumnezeu le-a spus ascultarea și le-a dat consecințele ascultării va fi binecuvântare, nu? Consecința neascultării va fi blestemul. Și lista cu blesteme, dacă citiți în Deuteronom, este mult mai mare decât cea cu binecuvântare. Neascultarea. Și le-a spus, uite, Balac, uite ce aveți voi de făcut. Aveți fete frumoase, ei, evreii ăștia sunt cam nestăpâniți, așa că, momiții, zeci de mii au căzut în Israel, uciși. Pentru că s-au dat la fetele moabiților.
blestemul lui Dumnezeu a căzut peste ei din cauza lor. A neascultării lor de cuvântul lui, de porunca lui Dumnezeu. Învățătura lui Balaam este amintită și în Apocalipsa. Știți, în biserici îi spune, am ceva împotriva ta. Sunt unii acolo care propagă învățătura lui Balaam. Astăzi, în biserici, este pericolul propagării învățăturilor false, prin care diavolul câștigă teren în viața multor oameni. V-am spus aceste lucruri pentru că în felul acesta diavolul înșală. Arma lui este înșelătoria. El asta așa operează, înșelând pe oameni cu învățăturile lui. Iar cuvântul Domnului ne spune să fim în, să fim conștienți de tacticele lui, de strategia lui. Și am să, apropo de aceste tactici pe care diavolul le folosește pentru a ne învinge, pentru a ne atrage de partea lui, pentru ca, ca să ne scoată de sub binecuvântarea lui Dumnezeu, sunt câteva tactici și sunt câteva, câteva lucruri, pentru că principiul a rămas la fel, principiul ascultării. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu ne ține sub binecuvântare, neascultarea ne aruncă. Sunt câteva tactici prin care și în legătură cu care cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează, sunt periculoase. De aceea trebuie să luăm aminte. Una este mânia. Atenție la mânie. Efeseni, capitolul 4. Nu o să citesc acum toate aceste pasaje. Efeseni, capitolul 4, versetele 26-27. Eclesiastul are ceva de spus despre mânie. Cuvântul Domnului ne spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Asta ce înseamnă? Că mânia prezintă un pericol potențial al păcătuirii. Atunci când trăim cu mânia, atunci când lăsăm ca soarele să apună peste mânia noastră. Mânia. Anxietatea care generează îngrijorare. Domnul Iisus spunea în predica de pe munte, vorbește mai mult despre îngrijorare, să nu vă îngrijorați. Și spune, ne dă ca pildă păsările cerului, florile câmpului, nu vă îngrijorați. De nimic, zice Domnul Iisus Hristos. Nu vă îngrijorați. Îngrijorarea, anxietatea, paralizează. Un om care trăiește sub imperiul îngrijorării este ca un paralizat. Nu-i bun pentru împărăție, nu-i bun. Gândiți-vă un soldat îngrijorat. De aceea, vedeți că cei care conduc în armată au tot felul de metode să încurajeze pe soldați. Pe cei care luptă cu arma în mână, ăștia trebuie să fie motivați. Au tot felul de metode să încurajeze. Frica. Frica. Cuvântul lui Dumnezeu are multe de spus. Frica blochează credința. Frica este opusul credinței. Deci aici, foarte important, opusul credinței nu este necredința, ci este frica. Mai există o altă tactică, neiertarea. A trăi în cu păcatele neiertate și a nu da iertare. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar în rugăciunea Tatăl nostru, cum zicem noi acolo, și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Asta este. A trăi cu neiertare, a nu acorda iertare celui care ți-a greșit. Și aici foarte mulți pierd examenul. Pentru că nu există, mai ales atunci când ne strângem în comunități sau în familie.
Există, și știm asta, nu? Cei care trăim în familie împreună unii cu alții, nu există zi în care să nu ne avem motive să ne supărăm, nu unii pe alții. Și acolo trebuie aplicat vorba aceea, articolul din 1 Corinteni, capitolul 13, cu dragostea, care iartă totul. Neiertarea ne produce noi sentimente de amărăciune, ne dezarmează, ne face, ne transformă în învinși. Un om care nu iartă. Noi avem impresia că neacordând iertare suntem tari și mari și puternici, că nu-l iert, Domnule, nici... N-ați auzit asemenea expresie? Nu-l iert nici în mormânt. Ați auzit asta? La pocăiți. Deci în mormânt nu-l iert. Bine faci. Dar nu știu ce faci cu Cuvântul lui Dumnezeu, care spune să ierți. Indiferent ce ți-a făcut aproapele. Indiferent ce ți-a greșit. Spune Cuvântul, iartă-l. E poruncă. Nu-l ierți? Asta înseamnă neascultare. Nu vorbim de ce ți-a făcut. Vorbim dacă-l ierți sau nu. Atenție! Nu vorbim că ai dreptate. S-ar putea să ai dreptate. S-ar putea să te fie ofensat. Pe nedrept. Tu să ai dreptate. Dar nu despre asta e vorba. E vorba dacă-l ierți sau nu. Iertarea pe care Cuvântul Dumnezeu ne cere să ne acordăm unii altora este necondiționată. Este poruncă. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a iertat pe noi așa, necondiționat, de bunăvoie. Sentimente de vinovăție. Foarte mulți trăiesc cu sentimente de vinovăție. Și asta este o ușă pe care, vedeți, toate acestea le putem înțelege ca și uși pe care le deschidem pentru cel rău ca să intre. Cum spuneam, el este un înfrânt? El n-are drept în viața noastră? Da, acestea, mânia, anxietatea, îngrijorarea, frica, neiertarea, sentimentele de vinovăție, acestea, dacă le avem, nu sunt altceva decât niște uși, niște nișe prin care diavolul îl lăsăm și de multe ori, având aceste lucruri în viața noastră, le invităm să vină. Și el vine, pentru că pândește. El este obraznic. El prinde exact asemenea momente, pândește exact asemenea momente când ești mânios. Atunci se bagă. Când ești îngrijorat și prinde anxietate, când ai frici, când nu ierți, când nu treci sentimente de vinovăție, asemenea momente îi sunt prielnice diavolului ca să intre în viața ta și să te transforme într-un învins. Am văzut, deci, de unde vine lupta, cine ne este dușmanul, care este armătura, aici nu vreau să zăbovesc, citiți Efeseni capitolul 6, acolo armătura, armura, mai corect, este descrisă foarte clar. Armura pe care o avem la dispoziție, Efeseni capitolul 6. Unde se dă bătălia? Care este câmpul de bătălie? Bătălia începe în minte. Mintea noastră este primul teren de luptă, de unde începe totul. De aceea și prima piesă din armura din Efeseni capitolul 6 este că trebuie să fim încinși cu brâul adevărului. Pentru că în minte începe bătălia. Sigur că avem
cele trei domenii și fiecare om se raportează într-un fel sau altul. De fapt, oamenii se caracterizează prin, cum zicem noi, IQ, nu? Coeficientul de inteligență, asta are de face cu mintea. Cât de bine îți umblă biologia. Mai există un coeficient, coeficientul emoțional. Cum stai cu sentimentele, cu viața sentimentală, cu viața emoțională. Sunt oameni foarte inteligenți, dar la viața emoțională sunt la pământ. Se emoționează, se destabilizează de la orice veste. Pentru că la viața emoțională au probleme. Și mai există un coeficient. IQ, coeficientul de adaptare. Aici vorbim de modul de relaționare. Și unii oameni aici au punctul slab. Iarăși, aceste trei coeficiente, cel de inteligență, cel emoțional și cel de abordare, de relaționare, sunt trei domenii diferite în care ne caracterizează pe fiecare dintre noi. Iar și acestea sunt și trei domenii unde se dă bătălia. Minte, emoții, relații. Trei câmpuri de bătălie puternice, unde lupta spirituală se dă. Cum putem birui? Câteva idei și am să închei cu acestea. În primul rând trebuie să-ți cunoști lupta. Să nu cumva să lupți, cum zicea cineva, viața e o luptă, oricum. Dar trebuie să cunoști care este lupta ta. Iosua și-a cunoscut foarte bine lupta lui și-a biruit. Deci trebuie să-ți cunoști lupta, trebuie să îți cunoști armura, să o verifici, să o ai, să fii îmbrăcat cu armura. Și, în al treilea rând, un al treilea adevăr aici, pentru a putea birui, trebuie să biruiești, să-ți biruiești trecutul. Trebuie să-ți rezolvi problemele cu trecutul. Foarte mulți cad în această luptă din cauza trecutului. Diavolul ne atacă și pe această cale a trecutului, dacă nu ți-ai rezolvat problema cu trecutul. Sunt foarte mulți creștini care, din cauza faptului că nu și-au rezolvat problemele trecutului, îi urmăresc, îi ajung din urmă. Vorbim aici de îndepărtarea unor păcate din trecut, a unor păcate chiar generaționale, care vin din generații și care trebuie și pot fi stopate, dar trebuie făcut această oprire, această stopare, legături păcătoase care pot să vină din trecut, credințe, practici nebiblice, și sunt o grămadă practici nebiblice care le găsim în biserici. Biserici evanghelice, biserici pentecostale, obiceiuri, care n-au absolut nimic de a face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Toate acestea nu sunt altceva decât frână în biruința noastră. De aceea este importantă vindecarea interioară, rezolvarea problemelor trecutului și, foarte important, a trăi sub călăuzirea Duhului Sfânt în fiecare moment. A căuta o călăuzire proaspătă a Duhului Sfânt. Asta ține, cum spuneam la început, ține desigur de relația noastră cu Dumnezeu, dezvoltarea unei relații cu Dumnezeu care să fie consistentă, care să fie armonioasă și să fie proaspătă în fiecare moment, în fiecare zi.
Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Cum ziceam, doar câteva elemente ale războiului spiritual și aș vrea să ne rugăm Domnului, în primul rând, să cerem Domnului, Doamne, fă-ne mai conștienți decât am fost până acum, că suntem într-o luptă spirituală continuă. Că războiul spiritual este un mod de viață. Apoi să ne rugăm Domnului, să cerem Domnului, știm care este inamicul, știm de ce trebuie să ne luptăm, știm care este inamicul, să nu fim în necunoștință de tacticile Lui, de strategia Lui. Apoi, foarte important să ne verificăm în ceea ce privește, dacă nu cumva avem înăuntru nostru, în inima noastră ascunsă, prin unghiurile inimii noastre, dacă mai avem mânie, dacă trăim cu mânie, dacă trăim cu păcate ascunse, cu neiertare, cu sentimente de vinovăție, lucruri din acestea care ne pot bloca și care ne pot îndrepta pe drumul celor învinși. Apoi, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne verificăm cum stăm cu armura. Du-te acasă, citește Efeseni capitolul 6 și verifică-ți fiecare piesă de armură care este descrisă acolo. Vă spuneam, începând cu brâul adevărului, coiful mântuirii, sabia Duhului și toate celelalte, scutul credinței. Haideți să ridicăm la rugăciune și să cerem Domnului, Doamne, ajută-mă să mă cunosc ce soldat sunt, cât de înarmat, cât de echipat sunt pentru lupta care este în toi. Este în toi. A început la naștere din nou. Ea se desfășoară în fiecare zi. Suntem într-o luptă spirituală. Războiul spiritual este un mod de viață pentru un creștin. Și nici nu se poate altfel. Vestea bună este, suntem biruitori. Amin? Amin. În condițiile în care rămânem de partea celui care l-a biruit pe diavol, pe cruce. Suntem cu El, suntem biruitori. Dacă lăsăm prin aceste tactici ale Lui, dacă deschidem aceste uși, prin mânie, prin frică, neiertare, sentimente de vinovăție și așa mai departe, trebuie să înțelegem, pericolul este că toate acestea să deschidă ușa diavolului, să intre în viața noastră. Doamne, iartă-ne! Amin. Și te rog, Duhul Sfinte, dă un Duh de cercetare. Amin. În fiecare inimă. Haideți să ne rugăm cu toții.